Moara cu noroc, de Ioan Slavici. Personaje: Ghiță Cârciumarul, Ana, soția sa, soacra lui Ghiță, Lică Sămădăul, șeful porcarilor, Pintea Căprarul, jandarmul, oamenii lui Lică, Răuț, Săilă, Buză Ruptă, servitorii Uța și Marți. Novela debutează cu momentul în care Ghiță, personajul principal, nemulțumit de condiția sa socială de cizmar modest și sărac, ia în arendă un han aflat lângă o moară părăsită pentru a reuși să câștige mai mulți bani într-un timp relativ scurt. Deși soacra le avertizează că omul ar trebui să se mulțumească cu sărăcia lui, căci dacă e vorba, nu bogăția, ci liniștea colibei tale te face fericit, acesta ignoră vorbele bătrânei. O perioadă, norocul îi surâde și își vede câștigul sporind, trăind fericit alături de soția sa, Ana, și de cei doi copilași, încât simte că locul este unul binecuvântat. Numai câteodată, cele cinci cruci și pământul arid, plin de mărăcini, îl fac să conștientizeze că aceste elemente nu sunt de bun augur și că locul este unul pustiu. Lucrurile se complică când la Moara cu Noroc își face apariția Lică Sămădăul, șeful porcarilor și al turmelor de porci din zonă, un om primejdios și certat cu legea, care îi cere lui Ghiță să țină socoteala cu privire la fiecare om care trece pe la han, să-l avertizeze de unde vine și încotro se îndreaptă. Deși inițial acesta încearcă să se opună, realizează că aceste ținuturi se află sub stăpânirea lui Lică, iar a refuza înseamnă a-și-l face dușman. Știe că porcarii de aici sunt fioroși la înfățișare, bandiți, capabili de fapte mărșave. La a doua venire, Lică îl forțează chiar pe cârciumar să-i dea cheile de la sertarul cu bani, luând o sumă considerabilă din avutul său, ca un veritabil stăpân al locului. Ghița acceptă compromisul, mai mult forțat de împrejurări, să devină omul sămădăului și să rămână la han măcar o perioadă, până reușește să adune o sumă considerabilă de bani. Pentru a se apăra, își ia doi câini și aduce o nouă slugă în casă, pe Marți, însă măsurile sale de protecție se dovedesc inutile, întrucât Lică se împrietenește repede cu câinii, iar Ghiță se simte tot mai expus pericolului. Stăpânit de setea de bani, Ghiță se îndepărtează de soția sa, devenind mai tăcut și introvertit. Se gândește la un moment dat să părăsească hanul, aceasta fiind unica soluție de a rămâne om cinstit, dar lacomia pentru bani îl face să renunțe la planul său. Într-o noapte, avertizat de lătratul câinilor, observă că Lică și oamenii săi părăsesc hanul unde poposiseră peste noapte. A doua zi află că în toiul nopții a avut loc jefuirea unui arendaș. Realizează că cel implicat nu poate fi altul decât Lică Sămădăul. La scurt timp, își face apariția la han o femeie văduvă cu copilașul ei. Și aceasta este ucisă, prădată, iar trupurile celor doi fiind găsite fără viață. Realizează că cel implicat în moartea acestora este șeful porcarilor, deoarece, din șerparul plin cu bani, Sămădăul scoate și banul rupt al văduvei, pe care îl observase în ziua când venise la cărciumă. Cu toate acestea, temător și aflat sub influența nefastă a dorinței de înavoțire, este chemat la tribunal să depună mărturie și aici afirmă că nu l-a văzut pe Lică să părăsească hanul în seara în care a fost ucis arendașul, încât, pentru mărturia sa mincinoasă, doar Buză Ruptă și Săilă, oamenii lui Lică, sunt condamnați, iar Lică și Răuț rămân în libertate. Deși Ghiță este convins că aceștia sunt vinovați, se teme de răzbunarea Sămădăului. Ajuns acasă, realizează tot răul pe care l-a făcut și încearcă să pună un plan împreună cu Pintea Căprarul de la Ineu, un jandar cu care se împrietenise și care de mult timp îl urmărea pe Lică, să creeze o diversiune în ziua de Paști pentru a-l prinde pe acesta cu șerparul plin cu bani furați asupra sa. Înainte de Paște, bătrâna pleacă cu cei doi copii la rude, dar Ana decide să rămână alături de soțul ei la han. De Paște, Lică vine la han și dornic să-l facă gelos pe Ghiță, dansează cu Ana, făcându-i avansuri acesteia de față cu cârciumarul. Deși cuprins de mânie și gelozie, abordează o atitudine de indiferență, ba mai mult, turbat de setea răzbunării, atunci când Lică Sămădăul îi cere să plece de la han pentru a-i lăsa pe Ana și pentru a-l lecui definitiv de dragostea ce-l subjugase, acceptă să plece, gândindu-se că în scurt timp se va întoarce cu Pintea și oamenii lui, neglijând consecințele faptelor lui. Când Ana se vede singură cu Sămădăul, simte că propriul soț a abandonat-o, numindu-l muiere îmbrăcat în haine bărbătești. Dornică de răzbunare, dar și atrasă de Lică, se dăruiește acestuia. Pentru atitudinea iresponsabilă a lui Ghiță, chiar și jandarmul îi reproșează imprudența de care a dat dovadă, oferindu-și soția ca momeală, spunând, citez,
și eu îl răspeglică, dar n-aș fi putut să-mi arunc o nevastă ca a ta drept momeală în cursa cu care vreau să-l prind. Întorcându-se la Moara cu noroc, Ghiță realizează greșeala pe care a făcut-o și, cu toate că îi mărturisește Anii că o iubește nespus, nu mai poate trăi alături de ea după tot ce s-a întâmplat. O înjunghie pe Ana, conștient totodată de faptele rele pe care el le-a comis. În același moment, la comanda lui Lică, răuțel împușcă pe Ghiță în ceafă, care căzu înapoi, fără să mai poată afla cine l-a împușcat. După ce dădu foc casei pentru a ascunde orice dovadă, Lică, urmărit de jandarmi, se sinucide, lovindu-se cu capul de trunchiul unui stejar. Moara cu noroc se mistuie într-un incendiu care distruge și transformă totul în scrum, ca semn că locul trebuia purificat, curățat de relele ce se înrădăcinaseră acolo. Tot sugestive sunt și cuvintele bătrânei din finalul novelei. Așa le-a fost dat. Doar bătrâna și copiii reușesc să se salveze, căci sunt singurele persoane curate sufletește din întreaga novelă. Sfârșit.